come true. Happy, happy birthday. Oh, this is your birthday song. Oh, celebration all night long. Oh, may all your dreams come true. Și bine v-am găsit. Așa, hai să aplaudăm tot, cu toții să aplaudăm omageată din această seară. Uite că noi am vrut să fim primii, să-ți spunem un sincer la mulți ani. Și în primul rând, pentru tine, uite, vreau să-ți îmână acest buchet imens de trandafir, de 101 trandafir. Așa, să-ți bucurezi sufletul. Așa, și desigur o torte dulce și desigur gustoase, ca să înducească inima dumneavoastră pe cei care sunt înconjoare. Așa, o punem la colecția aceasta dumneavoastră. Așa, ca să ne buce. Așa, și două ciocolate, mai știm că aveți și doi copilași frumoși, cred că doar acum. Da. Unul stă și-mi privește. Așa. S-a trezit înainte. Bine, mai face lângă mame. Așa. Uite, o cutie este pentru tine și una pentru frățiorul tău, da? Da. Vreau să vă întreb dacă vă dați seama de unde vine surpriza. Cred că deja mi-am dat seama, nu știu, din partea finilor și... Nu știu, știu. Și din partea, cred că, a soțului, după cum am văzut trandafirii ăștia, cam mi-am dat seama. Așa, vreau să vă citesc și un mesaj de felicitare care m-a rugat să-l recit pentru dumneavoastră. Scumpa mea soție, vreau să te felicit călduros cu această zi deosebită și să mă ies că nu sunt alături, dar să știi că sunt cu sufletul aproape de tine. Vreau să-i mulțumesc mamei tale că te-a dus pe lume, o femeie frumoasă, puternică, blândă, grijulie, iubitoare și înțeleaptă, mama copiilor noștri. În această zi frumoasă vreau să-ți doresc tot ce mai bun, sănătate, bucurii, liniște sufletească și împlinire. Să rămâi la fel de bună și tândră, pentru că aceasta te face și mai frumoasă la chip și suflet. Îți mulțumesc pentru tot, îți mulțumesc pentru faptul că existi și pentru familia care mi-ai dăruit-o. Ești candela aprinsă a vieții noastre, care nu se va stinge niciodată. La mulți ani, iubita noastră mamă, cu drag, copiii Damian, Emilian și soțul Gheorghe, te iubim neîspus de mult și un sincer la mulți ani. Mulțumesc frumos! Dacă veți dumneavoastră să-i transmiteți un mic mesaj, un semn de mulțumire soțului. Îi mulțumesc frumos că de obicei mă să surprizile din partea nu numai soțului, dar întregii familie. Adică am trei bărbați în familie și mă sunt femeie mândră de la acești trei bărbați și le mulțumesc frumos. Damian Dier îmi spunea mami, mâine miercuri și ziua ta, adică cumva mă pregătea. Și mulțumesc lor frumos, mulțumesc finilor că tot mă lipsesc din viața mea și surprizele la fel. Îi mulțumesc frumos, finii, mulțumim. Și... Așa, eu este live frumoasă. Acum, da? Da. Dați-l mai aproape, vă rog. Dați-l să vedem. Să spună și el câteva cuvinte acum, da? Așa. Iubire, mulțumim frumos. Mulțumesc. Mulțumesc frumos și din păcate. Asta e situația la moment. Deja n-a rămas mult, în curând va fi și acest moment. Da, mulțumesc frumos. Mersi, iubire. Te iubesc și te așteptăm cu drag acasă. Birthday to you.